seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Flash Monden. Ce mai fac vedetele noastre? Vedeți în câteva momente. După 13 ani, Andreea Perju e din nou singură. A trecut printr-un divorț dureros, iar acum soarele răsare. Vedeta e gata să o ia de la capăt într-ale dragostei. Îi aflăm povestea la Flash Monden. Au văzut, le-a plăcut și au poftit. Cine sunt femeile care au râvnit la bărbații altora și au scris istorie în presa mondenă, vă spun în seara aceasta. Enrique Iglesias poartă în suflet o suferință enormă. Relația cu celebrul său tată a fost mereu una dificilă, iar timp de 10 ani nu și-au vorbit deloc. Încotro îl duce viața acum pe artist, aflați la Flash Monden. Există viață și după un divorț. Andreea Perju a anunțat cu întârziere despărțirea de Cristi Donciu, tatăl fetițelor sale. Și-a găsit cu greu puterea să vorbească deschis despre separarea de cel care i-a fost alături timp de 13 ani. Acum, Andreea s-a liniștit și a trecut cu bine peste despărțire. Ba simte chiar că e pregătită să-și refacă viața, alături de persoana potrivită de data aceasta. Andreea Perju a ascuns aproape un an de zile divorțul de tatăl fetițelor sale, Cristi Donciu. Până la urmă, actrița s-a văzut nevoită să recunoască public despărțirea. S-a ferit să dea însă prea multe detalii despre motivele care au dus la ruptură. Cert este că 13 ani de iubire s-au dus ca și cum n-ar fi fost. Sinceră să fiu, cred că se vede că sunt liniștită și împăcată. Adică ai zis tu că ai primit destule lovituri în viață, mai ales în ultima perioadă. Da, nu, anul trecut a fost un an destul de, nu o să-l numesc anevoios, că e un cuvânt prea mare și mi se pare total nepotrivit, dar a fost un an în care am simțit că am trăit cât în 5 ani. Cele mai importante în perioada respectivă au fost fetițele și a fost important inclusiv ca eu să-mi găsesc liniștea și echilibrul. De aceea nici nu vorbesc despre asta, nici nu voi vorbi și nici n-am vorbit decât într-un moment în care am simțit că sunt într-un echilibru. Cred că ce îmi rezervă viitorul e de bun augur. Sunt un om pozitiv, am învățat să văd partea bună a lucrurilor și cred că în fiecare zi evoluăm și din întâmplările mai puține fericite, sigur, ulterior ni se arată ceva pozitiv. Actriței i-a revenit din nou zâmbetul pe buze și nu exclude ca pe viitor să-și găsească un nou partener, mai ales că nu-i place deloc singurătatea. Dacă va fi să fie, o să se faci viața. Urmă, viața merge înainte, bune și cu rele. Stai că, da, adică nu cred, cred că va veni un moment în care nu neapărat că o să-mi refac viața, că viața mea e foarte frumoasă. Adică pentru mine, ce mi se întâmplă în momentul ăsta, sunt extrem de recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc. Doar că cred că la un moment dat va intra altcineva în viața mea, lucru care e firesc. Nu vreau să mă duc la mănăstire, nu-mi doresc lucrul acesta, adică ne ferește. Nu m-am despărțit ca să mă călugăresc, dar sunt împăcată cu ceea ce mi se întâmplă acum, cu faptul că învăț să trăiesc și singură, că lucrurile se așează. Toată se zice că femeile, deci o femeie singură trăiește mai bine decât într-o copilă. Nu știu asta, nu cred în asta. Eu, de exemplu, nu cred în singurătate. Cred foarte tare că suntem făcuți să trăim în doi. Ce-i drept, în ziua de azi ai văzut că se tot promovează chestia asta cu self-esteem-ul, cu sunt puternic, power. Eu nu cred în asta. Lui Betty Stroie nu... Pe zi. Se lansează în afaceri, s-a făcut fată de casă cu grădină și culturi proprii, iar în plan muzical are proiecte cu Duiumul. Aflăm totul de la ea în această seară. Vine în platoul Flash Monden.
au sucit mințile multor bărbați celebri și puțin căsătoriți. Vorbim acum despre celebrele, ca să le spunem așa, spărgătoare de căsnicii din showbiz. Adică, au făcut ele ce au făcut, că și ăsta e un talent, trebuie să recunoaștem, și și-au băgat coada în casa omului de s-au dus pe apa sâmbetei anii de mariaj. Că doar nu o să ne împiedicăm acum de o verighetă în drumul nostru spre fericire, nu? Fotbalul românesc are poate cele mai multe povești cu iz de amantlâc. Se știe că nu ești fotbalist de succes dacă nu ai una sau mai multe amante la activ. De departe, cel mai răsunător caz din fotbalul nostru este cel al fostului antrenor al naționalei, Victor Pițurcă, care a avut o amantă pe celebra dansatoare Vika Blochina timp de 16 ani. Asta până când Vika s-a supărat și l-a dat în judecată pentru pensia alimentară a fiului lor, Eden. Nu-mi place să mai vorbesc despre povestea asta pentru că mă răscolește foarte mult. Știu că această poveste mi-a deviat viața cumva. Puteam să am o viață cu totul altfel. Eu eram un alt om dacă nu îl cunoșteam pe el. Cred că ar fi fost foarte bine fără el. Cred că Dumnezeu a vrut să se nască acest copil între noi doi, pentru că eu consider că cei mici vin când vrea Dumnezeu. Astăzi, băiatul Vicăi este crescut chiar de tatăl său și Maria, nimeni alta decât soția lui Victor Pițurcă. Nu știu ce-a fost în capul meu atunci. Te-am luat de soață ca să nu mai plângi. N-aveai nici zestre cum era firesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Se simte în jur magia de Crăciun. Miros de braci și cozonac, oh. Cât e de bun. Auzi bătăi în geam și te grăbești. Colindătorii în casă se primești. Un alt caz de notorietate este cel al Laviniei Pârva, care a ieșit cu Ștefan Bănică pe când acesta era căsătorit cu Andreea Marin. Cei doi au fost prinși de paparații, iar mai apoi Zâna a divorțat de cântărețul infidel. În 2017, Ștefan Bănică Junior a decis să pună capăt zvonurilor și, după 4 ani de relație, s-a căsătorit cu Lavinia Pârva. Cei doi au acum și un copil. A venit momentul să-i spunem bună seara invitatei din această ediție. O am alături de mine pe Betty Stroie. Așa că bună seara, draga mea, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Vreau să te întreb în primul rând, tu mai ai timp de ceva? Pentru că știu că faci atât de multe lucruri încât mi-a fost tare greu să le cuprind pe toate, așa. N-am avut timp să-mi fac unghiile astăzi. Deloc. Nu o să le filmăm. Mai am, cred, timp. Îmi place ce fac și cumva nu simt că muncesc. Asta pentru mine e foarte important. Să nu simt că mă presează ideea de a munci la ceva, indiferent că este muncă în studio, că este acolo e plăcere, că sunt pe scenă acolo, nici se mai pune problema, că lucrez la casă, că acum așa este, trebuie să vorbim asta, și despre că fac ceaiuri, că și asta fac, adică indiferent de ce fac una cu iubitul meu, să mergem la Telega unde aveam deja cumpărat un teren cu casă, să ne mai facem acasă. Perfect. Cât de mare? Are demisol, parter și mansardă. Deci e perfectă să o umpleți și cu urmași. Da, ne cam gândim acum să ne mai extindem puțin, că și garaj, că și nu știu ce, că și cameră tehnică, și camera pentru pisici, că și, adică, știi, cumva ne întindem așa, ca o caracatiță. Știi, cu cât spațiu primim mai mult, cu atât mai tare ne întindem. Dar știu că proiectul ăsta și faptul că v-ați mutat la casă, ți-a dat și o altă idee, pentru că tu te-ai apucat acum și de afaceri și nu despre orice afacere așa la îndemână putem vorbi. E vorba despre ceaiuri. Vrei să produci ceaiuri? Da. Și spune-ne tu mai multe. Da. O afacere diferită de cea în care eram implicată separat de partea arte. Ce crește acolo în Flora Spontană și în livada noastră, în Telega.
Și mi-a plăcut. I-am dat unui prieten, i-a plăcut, i-am dat unui prieten, i-a plăcut, musafir i-a plăcut, știi? Și am ajuns la concluzia că, măi, ceaiul ăsta trebuie să ajungă la oameni. Deci pentru că feedback-ul plante. Era, da, feedback-ul era fabulos. Mai zi mai mamei tale să mai aducă ceai din ăla, pentru că mai vreau. Și am zis, ok, știți ceva? Ceaiul ăsta trebuie să ajungă la toată lumea. Așadar, sunt plante pe care voi le cultivați, da, în grădina proprie. Da, da, da. Avem, avem livadă mare, avem teren mult și le și cultivăm acolo. Nu știu, dar nu-mi imaginez așa. Fructele le usuc. Cum ești tu în grădină și cum lucrezi? Adică, păi am pus și roșii. Singură faci toate astea? Am pus și castraveți. Bun. Da. Prima cultură de castraveți a fost anul trecut și nu mi-aș fi imaginat niciodată că din două straturi de castraveți o să pun 10 de borcane de murături, adică la modul ăsta. Sunt în ceaiuri, revenind la ceaiuri, folosesc și fructe uscate. Totul este 100% natural, pentru că mie, de exemplu, îmi plac și ceaiurile de fructe, mai ales ceaiurile de fructe de pădure. Foarte greu am găsit pe piață ceaiuri din fructe care să nu aibă arome sau coloranți. Fie că sunt naturale, fie că deci, arome naturale, coloranți naturali, bla, 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 bla. Dar, știi? Sau dacă nu aveau lucrurile astea, nu aveau aroma. Cum să zic, nu erau băubile. Trebuia să le adaugi miere, lămâie și deja stricai absolut tot. Nu mai era ceai de fructe de pădure. Pun presiune pe moment că nu pot merge așa, bine mersi, fără să se întâmple nunta. Cândva trebuie să se întâmple și aceea, pentru că mi-aș dori să se întâmple și să mă bucur de moment, să am și o rochie aia de mireasă și toate cele, dar nu ne presăm cumva să organizăm nunta. Deși uneori să știi, mai stăm aici, băi, ne facem noi nunta. Da, facem când? Hai să facem, da, dar întâi să facem aia și aia și aia și aia și știi, tot așa o ținem. Dar oricum noi ne prezentăm ca soție că tot aia e. Ai de ceva vreme și o colaborare cu Willmart. Spune-ne tu mai multe despre acest proiect. Păi, e o colaborare foarte, foarte interesantă și de care eu sunt foarte mândră. Se numește Tequila Party, proiectul nostru. Avem și câteva piese împreună cu videoclip. Le urmează și anul acesta. Dacă nebunie, ferie din asta totală, da. Este atât de spectaculos și atât de frumos încât eu am impresia că trece în 5 minute. Niciodată la niciun show nu-mi dau seama, am avut și 45 show-uri într-o zi de Revelion și nu realizam când trece timpul. Mie mi se părea că totul s-a întâmplat așa. Asta de fapt înseamnă să-ți placă foarte mult ceea ce faci. Betty, îți mulțumim mult de tot și îți urăm succes în tot ce faci. Doamnelor, domnilor, noi continuăm. Enrique Iglesias duce în spate o mare durere. Relația cu tatăl său este aproape inexistentă, iar în carieră schimbă macazul. Ce decizie radicală a luat artistul? Vă spun mai multe după publicitate. Are succes cu carul de avere, nici nu mai are sens să vorbim, dar în spatele succesului zace o suferință enormă. Enrique Iglesias are inima frântă și asta pentru că relația cu tatăl său este aproape inexistentă. Cei doi nu și-au mai vorbit de mai bine de 10 ani. The winds of change continue blowing, and every time I try to stay. Enrique Iglesias a îndrăgit muzica de mic, a moștenit talentul de la tatăl său, iar numele Iglesias pare că i-a adus doar beneficii. Succesul răsunător al părintelui său l-a propulsat în lumea muzicii, dar Enrique a făcut tot posibilul să-și facă un nume prin munca sa. În acest capitol al vieții mele în care să fac un album este un proces epuizant pentru mine. Voi continua să scriu cântece, așa cum am spus, și s-ar putea să mai scot muzică în viitor, doar că nu va mai fi în formatul unui album. Enrique Iglesias are o relație de ani de zile cu Ana Curnicova, iar împreună au 3 copii. Până la urmă, ce rost mai are succesul dacă nu te poți bucura de el cu cei dragi? Familia este cea mai importantă, după părerea mea. Poate totuși Enrique se va împăca până la urmă cu tatăl său. Gata, ediția de astăzi se încheie aici. Vă doresc o seară minunată și vă invit să rămâneți pe Prima TV. La revedere!